Du-te în Hatzeg odată la rezervația de zimbri și află de acolo cum face zimbrul și fă ca zimbrul timp de un minut. Să fac ca zimbrul timp de un minut. Da. Fă ca zimbrul timp de un minut. Bună asta! Știi cineva cum face un zimbru? Eu unul cel puțin nu știu. Hai să aflăm cum face un zimbru. Nu pun nimic pe mână până nu se oprește cineva să mă ia. Mi-e frig de mort. A înghețat cărnița pe mine. Am ajuns în Hatzeg până să ajungem la rezervația de timbri. Până să ajungem la rezervația de zimbri, știu că pe aici, prin Hatzeg, locuiește doamna Geta. Și nu știu unde. Vreau să găsesc, mă, vreau să văd și eu. Poate îl găsesc și pe Culiță, nu știu, că dacă nu știți, el m-a inspirat pe mine. De ce? Pentru că are aceeași înălțime ca și mine și când îl vedeam pe el pe traseu, mă vedeam pe mine. Așa că tare curios sunt dacă o să-l găsesc. Dar măcar pe mama Geta să o găsesc. Hai să o căutăm. Salut, bună! Bună ziua, ce faceți? Totul bine? Da, slavă Domnului, tu? O caut pe doamna Geta, Geta Sterb. Știți? A, nu mi-e să hați, dar nu știu unde. Nu? Nu știu, dragă. Sărut bună! Chiar acum, chiar acum am întrebat de dumneavoastră aici pe stradă. Bun, și mi-a spus că nu știe și acum văd aici și vă mai bă cine o întreb. Și eu vă cunosc, doamnă. Ce faceți? Cum sunteți? Ce să fac bine? Dar de ce te-ai făcut ăla aici pe grid? De prost. Păi nu aveți că recunoști. Da, doar recunosc de prost. Dar nu-i voi. Și ăsta tot de prost. Păi să-ți iau, să-ți o iau. Păi să știți că eu am vrut să-l scot. Și am încercat. Vai ce bătaie merit. Da. Nu, nu-i frumos, eu nu i-am lăsat pe copii să se tatueze. Păi nici pe mine nu m-a lăsat, dar eu mă prezentam așa. Apropo, am o... Unde e rezervația de zimbri? Păi de aici, din Hatzeg, nu e mai mult de 3 km. Deci drumul spre Deva și spre Deva. Pădure încolo, dar scrieți-vă zimbri amăreți, că nimeni nic. Dar și fac, scot sunete, că trebuie să fac ca un zimbru. Nu, aia nu știu, știi tu să faci ca zimbru? Păi nu știu. Faci ca bouă, dacă nu. Păi, ca bouă fac mereu, dar... Ce faci? Ia uite, bă, zici că ești mamă ta toată. Da, toată lumea zice că mamă am bine. Tu ce faci? Foarte bine, a venit pe la voi. Da? Da. Și cum te descurci? Bine. Da. Bine, da. Am vorbit cu momicul tău și mi-a spus că știu unde e rezervația de zimbri. Așa. Așa că te rog frumos dacă poți și ai, de fapt, du-mă direct. Cu tot dragul, hai să vezi cu ce mașină te duc. Te rog frumos, nu te las eu pe jos. Da, puteți să mai dăm o tură? Da. Eu cred că voi ați ales animalul care nu face nimic. Deci el nu face nimic. Ce face zimbru toată viața? Nimic. Asta face. Voi începe să fac ca un zimbru. Încep direct de acum. Păi am așteptat, am țipat, am urlat, am zis, nu știu, poate scoate vreun sunet, dar n-a scos niciun sunet, nici nu s-a mișcat, a mișcat puțin din coadă. Mi-am dat seama că un zimbru asta face, adică nimic, și am început să fac și eu nimic. Nu am reușit să scot niciun sunet, nicio mișcare, ceva acolo, o nepăsare extraordinară și asta am făcut și eu, am făcut ca un zimbru, adică așa. Salutare, domnule drag! Cu respect! Am o întrebare, dacă puteți să mă ajutați, am făcut în fel și chip să încerc să scot un sunet de la zimbri, dar nu reușesc. Am mâncat iarbă, am țipat, am urlat, nu am reușit să... Trebuie să reproduc ceea ce fac ei, să scot sunetele pe care ei le fac, dar... Nu am reușit.
un pic de răbdare să avem, eu să vină spre noi aici la mâncare și... Le-a dat de mâncare acum? Da, sigur, sigur. Și e scot un muget așa, în stilul, cum să zic eu, ca și o bivol. Wow! Wow! Dacă pățul nu are, mă! Aș vrea să-l ating. După câte bine vedeți, sunt în față în față cu un zimbru, dar la fel, nu scoate niciun cuvânt. Sincer, sunt, băi, mi-e frică rău de tot, dar nu știu, cred că nu face nimic, dar eu uite bucata capul are, bă, nu vine să cred. Doamne! L-am atins. O misiune pentru tine? Mi-a plăcut foarte mult asta cu zimbri. Băi, n-am văzut niciodată un zimbru. Nu știu dacă, dar așa se văd căpățâna aia enormă în fața mea. Wow, mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Ia, du-te în Petroșan și găsește un târnăcop de miner, apoi du-l în Pitești. Bună asta! Bună! Târnăcop! De toate, frumos, îmi place. E foarte complexă, totul e complex. Deci, pleșcoviță, zimbri, târnăcop. Cine îmi dă mie un târnăcop, mă? Să mă duc cu el în Petroșan. În Petroșan, în Pitești. Știi ce mi-am dat seama? Eu nu știu încotro e Petroșan. Ah, încolo, Bună ziua, domnule drag! Vă văd cu taxiul. Eu am o cerință, dar nu prea am bani, să știți, deloc. Dar am nevoie să mă apropii cât mai mult posibil de Petroșani. Suntem de la ProTV, facem o rubrică în emisiunea lui Măruță. Numele meu este Alex Delea. Învață Biblia să facem bine. Mulțumesc, din suflet, din suflet. Învață Biblia să facem bine, învață Dumnezeu să facem bine, trebuie să facem bine. Și dacă pot să fac bine astăzi, îl fac. Deci, nu-mi vine să cred că am găsit o persoană atât de bună, care m-a dus în Petroșan și are și un socru miner. Da, nimic nu este la voia întâmplării. Fost miner, actualmente pensionat, de-aia spun, nimic nu este la voia întâmplării. Dumneavoastră fiind un om bun, da, se întâmplă lucruri bune. Că așa este în viață. Cred că a dormit. Alo, am ajuns la Petroșani. Pare că a făcut roșii de târdacop. Am vorbit nu cu... cred. Ba da. Am vorbit cu socrul meu și nu o cred. Să vă dea dumnealui un târdacop. Suntem în Petroșani acum? Da, la intrare în Petroșani suntem. Dumnealui a fost miner, a lucrat la mine și dumnealui vă poate ajuta. Doamne ajută. Doamne ajută. Bună ziua, om drag, ce faceți? Ce ești, bă, supărat. De ce? Păi i-am dat de trei necazuri. De ce? De cum adică? N-am bani, femei și băuturi. M-am speriat, am zis că eram treaz în Hațigan, m-am trezit în Petroșani și am și un târnăcop în față. Nu mai stăm, trebuie să ajungă la Pitești. Da, da. Îl dați acum, nu o să l mai recăpătați înapoi? Nu e, că nu e o problemă, că m-am. Numai că mă duc să cumpăr coadă. O să vă cumpăr eu. Lasă, nu e nimic. Nu, coadă, nu e problemă, o să vi le plătesc eu dacă... Lasă, mă simt, nu știu, de parcă o să-mi înmânați trofeul. Păi... Da, înmânață-i cupa. A să fac cosma cu el. Da? Da. Să mi-l înmânați. Ia uite-o. Da, Doamne ajută! Sunt foarte bucuros. Nu știu de ce, dar sunt bucuros rău. Mulțumesc mult! Mulțumesc din suflet!
Nu, doamne, deci o să am grijă de el ca de, ca de un târnăcop o să am grijă de el. Mi-a dat un târnăcop a lui Miron Cosma, adică bă, care erau șansele? O nouă misiune, iată-mă în Pitești. Nimic ciudat, am un târnăcop pe umăr în centrul Piteștiului. Tare curios în ce ar trebui să fac cu târnăcopul ăsta. Am făcut un târnăcop, mă, nu vine să cred că am un târnăcop cu mine. Da. Du-te la interpretul de muzică populară, Gabi Dumitru. Bineînțeles, îl cunosc pe Gabi Dumitru. Pe care trebuie să-l convinzi să te lase să sap cu târnăcopul în grădina lui. Apropo, un mic detaliu, acesta este târnăcopul cu care Miron Cosma a săpat și de acum încolo va sta pe mâini foarte bune. Este pentru prima dată când voi utiliza un târnăcop. Știți cumva de unde este frumoasă prezentarea mea? De unde este Gabri Dumitru? Dar trebuie să-l convins că lasă sap cu târnăcopul în grădina lui. Am găsit, uite, stăm Bărăști de Vedea. Bărăști de Vedea? Da, dar e cam departe. Unde? La vreo 40 de kilometri. Frumos! Pot spune că am venit cu treabă la dumneavoastră. Gabi Dumitru nu a fost acasă, dar a fost tatălui. Un om foarte de treabă, unde, să spun, a trebuit să-l conving să pot să sap în grădina lui. Aceasta este ultima misiune. Să ajung la dumneavoastră și să sap o groapă cu acest târnăcop. Da, dar unde s-o săpați? Păi asta... În grădina nu se poate, că eu știu cât de cât este aranjat. Nu, dar dacă... eu aș dori să sap undeva unde este deranj, că dacă sap unde este aranjat, nu prea știu cum dacă funcționează. Dacă ne ducem mai mult așa, putem să acceptăm ideea dumneavoastră, dar nu așa la prima vedere. Nu la prima vedere. Bineînțeles, putem să facem altceva până să muncim, pot să muncesc ca să mă lăsați să muncesc. Da, corect. Altceva ce să? Un masaj? Corect, ce să? Corect, că nu știu. Procedem? A, nu s-a pierdut o groapă. Cam greu, dar asta este situația. Eu cu târnăcopul nu prea ne înțelegem atât de bine. Nu l-am folosit niciodată în viața mea. Păi și eu... Cum fac? Nu ce să luăm o sapă? Loc. N-am voie cu sap. Era numai târnăcop. Pe hârtia aia blestemată! Trebuia să fac o groapă, nu trebuia să viață frumoasă, a trebuit doar să sap o groapă. Ceea ce am și făcut, eu mă numesc... Par. Gro-par. Da. Mulțumesc foarte mult! Într-un final s-au terminat cele 48 de ore, am făcut fel și fel de nebunii. Ne revedem săptămâna viitoare la Delea, salvează-ți pielea! La revedere!